Salutare, dragi prieteni, am ajuns acasă. Gata, ai venit acasă, bunico? În pijama, ești în pijama. Așa am plecat din spital. Așa am plecat din spital. Gata, prieteni. Salutare, prieteni, am venit acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns acasă, bine, sănătoși. Mulțumim la Sfânta Ana să ne ajută mănăstirea din Orșova. Ne-am rugat la mănăstirea din Orșova să ne ajută, să ne dă biruință și ne-a dat. Și la Dumnezeu și la Maica Domnului. Am ajuns acasă, suntem cu bine. Vă dorim și dumneavoastră multă sănătate și mult noroc. N-am mai tu, Andrei, tu nu cuti pesca, că din pesca. Lăsați-l afară și ce vedem, ce rămâne și ce rămâne. Da, dragi prieteni. Vă salutăm, să fiți sănătoși, să vă ajute Dumnezeu. Salutare, dragi prieteni, suntem acum la masă, mâncăm și noi. A doua zi. Crusca, Olga, după noi aici, să mâncăm, să bem la noi. Avem musafiri, dragi prieteni. Da. Pe Larisa? De Larisa și Olga. Baba Zina a fost aseară la noi. Da. Uite, pregătește o curcă, tăiem o curcă, să facem la grătar, nu mai facem nicio mâncare, numai curcă la grătar cu pește, că astăzi e sărbătoare, dezlegare la pește. Să mănâncă pește astăzi, dragi prieteni. Moșu are poftă. Vrei să mănânci pește, moșule? Da. Da. Nu, să mănâncă pește. Așa e bine azi. Da. Cum a zis mădărina, folie, cum să-l faci? Folie, să îmbracă în folie, așa cu ieșire și pune la grătar. Uite-și mădărina pește la grătar. Mămăligă. Mămăligă la grătar, da chiar. Mămăligă la grătar. Da, l-ai văzut cu Nico. Ciocan din ăla, știi? Că așa se numește. E mămăligă. O pui în mijloc brânză. Pui în mijloc brânză. După aia faci așa? O pui eu. N-ai mâncat mămăligă la grătar până acum? Nu am mâncat. Tu n-ai văzut cum a făcut. Bocolașele. Da, la grătar. Uite ce a dus Tomi. Acum a ieșit. Acum a ieșit mămăliga la grătar. Sau e de mult? Am mâncat eu saracinadă de la Marica. Șmecherie, nu ca asta. Făcea lumea turtă. La grătar. La cuptori, la... Bucata, pe bucă. Cuptori, pe lemne, pe ăsta. Acum e grătarul, nu mai e cuptorul. Făcea mai, ca na. Făcea mămăligă, mai. Dăm, dăm. Dăm, mămăligă, făceam. Ajungem, da. A pus mama apă să facem curca. Pune și lui Larisa roșie. Pune și... De un pahar de vin. N-avem vin. Acolo punem vin ca să bem acum. Avem suc roșu de fructe. Și gămă. Uite, a adus-o Tomiță din Piemniță. A adus-o o tavă de-a mare. Pune și lui Bădurosa. Eu nu mănânc de aia fricturile, mie nu-mi plac. Dădea de lingură, o peste vorbă. Am venit atâta, drumul lung, e foarte mare. Foarte mare. Suntem așa obosâți de pe drum. E mare drumul ăla. Da. Ai fost și tu acolo? Da, ori, de curcă. A? Am fost, am. Da. Frică, da. Ia o da? Cu frică, da. Ăsta are o ori de curcă? Da. Vreau și eu. Da, ai pus pe toate. Am mai oprit, dar nu știu. De unde ați luat curcă, ați luat și ouă de curcă, a? Punem ouă aici, ouă de curcă. Mi-a dat doamna. Punem ouă de ouă de curcă. Ouă curcile. Ouă curcile acum. Bă, doamna nu face pui de curcă. Ei, cum e? Da, are mult. Cum e de curcă? Mă, nu că faci. Hai, Alina, da, facă pui de curcă, ce fără? Alina, hai și tu la masă. Stop?
Ia să-i pun un tătă. Haide să mâncăm tot. Nu mă ouă de curcă, să luăm de Paște. Mănâncă, fată, și tu. Până tăiem curcanul. Bă, mult băgaș. Ce? Alegeta. Lasă că n-am băgat sare. Lasă că n-am băgat sare. Unde e sonița aia de adus eu? Tu ai o problemă cu vegeta, știi? Nu-mi place de nicio culoare vegeta. Da. Hai, că nu-i spune, da. Îți dau? Trebuia să mâncăm acum oaie, dar n-am găsit. N-am găsit bunica, a? Capră. Și nu se mănâncă capra. Suluma se mănâncă. A, bunico. Da, dacă nu era oaie, capra nu se mănâncă la noi. Se mănâncă și capra, dar nu prea mai ne place, nu știu ce. Capra, că mai de mult mâncam capra. Da? Facem bubaie. Bubaie facem. Te rog frumos. Nu ce. Nici mâncarea nu mai e ce a fost de mult, da? Nu se mai mănâncă. Da. Te rog frumos. Ia mă, ia cu pâine. Te rog frumos. Mai rău ouăle de fructe, vezi? Da? Ok. Dar pe mea 10 pâine. Da. Făcea 10 pâine. De ce nu mănânci nimic, dar dulciuri? Vrei oaie? Ori să-și mai dat dumă să facă ce casă. Mănâncă Alina, că așa să mănâncă. Andreea era un tup cu copilul. Dormia aia. Iede, noi revenim mai târziu, când o să fie gata mâncarea. Curca. Cu varză și nu știu ce mai este aici. Poți să amesteci, Andrei, aici să vedem și ce avem aici. Arde. Arde. Scoate din gură atunci. A cumpărat bunicul o curcă mare. Și a cerut bunicul conea cu varză și atât. Ia să vedem. Mamă, mâncare țigănească cu varză. N-am găsit oaie sâmbăta viitoare. Gata. Azi ziceam că mâncăm și noi grătar. Na. Că ne fardăm și noi, ne aranjăm, dăm drumul la chef, la vloguri, la live-uri, la TikTok-uri. Ia uitați, prieteni, vine ploaia, noi chiar am vrut să pregătim și noi un grătărel așa în familie, fain, frumos, pentru bunicul Conea, dar totul se pregătește fiert și la tigaie. Eu și Andreea vreau să mâncăm mici la grătar. Da, mici și ploaia. Și ploaia. Păi dacă mâncam eu, mâncai și tu. Da. Și ploaia ne-a făcut mare deranj. De două zile. Plouă în continuu. Am tu ce vrei la grătar? Ia zi. Oaie. Oaie? Și eu mici vroiam. Dar vremea de afară, am arătat și la prieteni că vremea de afară ne-am curcat. Acum, când iese soarele, mergem și cumpărăm. Da, Albina? Da. Dragi prieteni, revenim cu mâncarea. Nu uitați să vă abonați, să dați un mare like. Când o să fie gata mâncarea, o să filmez pe Albina cum mănâncă. Să vedem, ne place... Mâncarea lui bunica mâna sau nu. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, vă pupă! Dragi prieteni, mâncarea este gata. A venit și bunicul din partea lui bunica mândra. Salută și tu, prietenii! Da? Peștele la cererea lui bunicul. Bunicul Conea. Da.
Șleme mașina, dar acolo mi se la mașina de dar. A să mănâncă pește, da bunico? Focă-te, mamă. Da. Atea nu-mi cădui. Ia cu așa cicăna. De jaro, de roia. N-ai calci. Mai am o gelie. Avem modă. Și arăt în față și mai îngen. Cășe-mi te uite, dragi prieteni, ce avem aici, uite, dragi prieteni, ce avem aici. Uite ce face Aian. Aian s-a învățat rău. Rău face totoreta, motoreta. Și are și o coadă aici. Mare coadă. Are o coadă. Zici că e fetiță. Păi, da, fetiță, fetiță. Ursar. Oh, ia zis ursar. De la comanda? De la propriu. Trage Andreea pantalonii pe el. Uite ce face copilul ăsta. O mago ce face copilul ăsta? Mago Aian! Aian, stai cu mintea. Ia copilul ca să mănâncă toată lumea. Hai. Și deși lui... Ah, el lucra acum firul. Mamă, și-a gătit bunica. Am mâncat toată lumea. Da, mai toată ziua. Lasă că n-are nimica. Ca mamă din ăsta. Nu știe, ha, sus, că ce fac? Mai de-l tu ai tot, e mama, curca. Dă-i și lui, ți-l, dă-i să mănâncă, să vedem dacă mănâncă. Au, au, ce-i făcut la gură, ai văzut? Are doi dinți jos? Da. Și sus toți dinții? Da. E puraș. Hai să mâncăm, haideți. Hai mâncați, puteți și vă să mâncați toți. Mâncați toți, haideți. Toniță și la masă. Și culuțul e la frizerie să... Hai lasă că vine și ea, cum mă cu... Oamenii, Hai, aia nu-i! Ce-a făcut? Ce-a făcut? Acum faci tu brum la masă! La masă brum! Nu e voie la masă brum! Mai are 8 zile! Ce 8 zile? Cât 5 zile! 2-3 zile! Da, mai are 3 zile așa, maxim 4. Mai pe lup păcatul, mai... Nu, nu! Nu, n-a fost cu minge, nu. Mai bașul ăla, du-du mă lec. Te hamdă în ciorba. Apo, mai se răvește și... Era și eu puțin bine de... Poftă bună, prieteni, revenim. Să mare, că mănânc și eu. Să vadă prietenii că mănânci? Mă doresc să-ți dea Dumnezeu sănătate și bucurie ce am care ai pregătit. Ai pregătit de toate. Să vină Tomiță de la frizerie. Să mănâncă. Stai jos, bunico, mănâncă. Ce l-am pregătit-o eu. A, am primit o laudă, aha. Se laudă acum. De la mine ciorba pregătită. Stau de dimineață cu ea. Bravo, bravo, bunico. Nota 10, 30, 20, 40. Cu o mână de orez, cu varză. Da, dar nu mai, nu mai. Nu mai vreau pește. Dar nu mai merge camera. Lasă-o așa cum a... camera, nu mai vedem nimic cu camera. Acum mâncăm. Mâncă cum asta. Putem. Haideți toți la masă, puneți-vă să mâncați toți. Aia, Alina. Ce-i, haide-mi. Ce-i, haide-mi.